Bine v-am găsit, dragi iubitori ai fotbalului, la un meci extrem de interesant din această parte de vest a țării, un derby renăscut după foarte multă vreme, un meci între UTA și Poli, un derby ce tranșede fotbalul. Două formații născute din dragostea suporterilor ASEU Poli Timișoara, echipă ce a ajuns în Liga a doua doar prin susținerea fanilor. UTA, o echipă a cărui palmares a fost achiziționat de grupul de suporteri și încet încet și formația arădeană a ajuns în Liga a doua. Iată, după foarte multă vreme, cele două echipe se întâlnesc. Din păcate, pentru spectacolul fotbalistic de astăzi, starea gazonului lasă mult de dorit. Două formații care vor încerca să atace, să mulțumească spectatorii. UTA cu Bogdan Miron în poartă, Norvel Polgar, Richard Filaret, Alin Gligor și Bogdan Burlă, o linie de patru mijlocași, Cristian Dor, cel care a punctat în meciul din etapa trecută, Marius Kindriș, Ionuț Stănase și Sorin Strătilă în față, Adrian Petre și Marius Curtuiuș. Iată brigada de arbitri condusă de clujanul Horațiu Feșnic, ajutat de un alt clujan, Sabo Ghero, și de Alexandru Vodă. De partea cealaltă, Timișoara lui Sorin Brândescu, vom vorbi mai multe și despre tehnicianul timișorenilor, a cărui tată a fost campion cu UTA. Sorin Brândescu are pe grecul Marcos Gacos în poartă, apoi Motreanu, Laurențiu Telescu, Dănuț Bilia și Carol Taub. În fața lor, Dan Constantinescu și Mădălin Stancu. În linia de mijloc, Daniel Birău, Răzvan Ghinescu și Daniel Mărgărit. Vârf împins, Alexandru Bădăuță, un jucător ce a punctat în ultimele două meciuri pe care le-a disputat, un jucător venit de la Dinamo, împrumutat la Poli, a înscris în deplasarea de la Călăraș în minutul 90, a adus cele trei puncte în contul timișorenilor și a punctat în minutul 73 a victoriei împotriva celor de la Unirea Târlungeni. Un spectacol extrem de spectaculos în tribune, suporterii arădeni au fost nevoiți să achiziționeze un pachet de 3 bilete, cum ar veni, 300.000 pentru această partidă. Sunt incluse în acest pachet intrările la meciul cu Poli, dar și pentru următoarele două partide în meciul cu Bercen, dacă se va mai disputa, dacă Berceniul va continua în Liga a doua, știți, a fost retrasă. A fost un meci pe care cei de la Berceni nu l-au disputat în această etapă împotriva celor de la Călăraș, și ultima partidă pe care o va disputa UTA în acest an, pe 9 decembrie sau în jurul datei de 9 decembrie, împotriva celor de la Foresta Suceava. Un cartonaș galben pe care l-a primit Curtuiuș. Cartonaș galben pe care l-a primit Marius Curtuiuș pentru acest fault. Timișorenii au venit cu sutele și ați văzut acest lucru și din prezentarea colegului meu, Claudiu Sav. Sunt undeva în spatele stadionului, în curtea unui arădean și urmărește această partidă. Un fault suferit de Sorin Strătilă accentuează căderea. Sorin Strătilă a așteptat un penalt, iată, s-a ridicat imediat și vedeți și pe Kindriș, capitan de echipă multă vreme, Marius Kindriș la UTA. Alin Gligor e cel care poartă banderola de capitan. Burlă va fi cel care va executa această lovitură liberă. Un stadion prea mic pentru un derby atât de mare cum este acest meci între UTA și Poli Timișoara. Toate că denumirea completă UTA Bătrâna Doamnă și ASEU Poli Timișoara, însă e un meci între UTA și Poli. Burlă, în fața lui un zid format din 4 jucători ai celor de la Timișoara. 5 oameni ai arădenilor în careu. Burlă direct pe poartă, o execuție, încercare de a prinde colțul scurt. Puțin pe lângă poartă trece această minge.
Strătilă, încearcă să mute jocul spre Petre, iată, recuperează Tănase imediat, atent Răzvan Ghinescu. UTA nu se poate baza pe serviciile lui Alexandru Manea, cel care a primit cartonaș galben în meciul disputat etapa trecută, câștigat cu 3-2 de către Arădeni în fața celor de la Academica Clinceni. Și a fost înlocuit atunci de către Laurențiu Roșu, tehnicianul celor de la UTA, cu Richard Filaret, cel care a mai jucat pe această poziție de fundaș central. Acum face pereche cu Alin Gligor. Iată o intervenție a capitanului Dănuț Bilia. Blocat la această fază Tănase, mingea ajunge la Strătilă. Strătilă pentru Tănase, înconjurat de doi jucători. Taub a făcut alunecare, mingea până la urmă la Strătilă. Centrare însă acolo e doar Telescu. Deja sunt parcă sunt actori din Braveheart. Vedeți pe Telescu, are o pată de noroi pe față. Nu e timp de lamentări. Se joacă în mod normal și conform calculelor hârtiei. UTA e echipa mai valoroasă, formație ce a disputat barajul de promovare, pierdut în fața celor de la Voluntari în urmă cu mai puțin de jumătate de an, în timp ce Poli, echipa ce vine din Liga 3, cu jucători plătiți undeva până în 1200 de lei. Pe banca de rezerve a celor de la Timișoara îi avem pe Blănaru sau pe Bogdan Dănăricu, jucători importanți pentru timișoreni în primele etape. Golgheterul formației la un moment dat, Blănaru, preferat acum Bădăuță, datorită evoluțiilor bune, datorită recuperarea arădenilor. Strătilă încearcă un dribling pe lângă Taub. Sunt zone unde terenul se prezintă destul de bine. Așa cum știți, arădenii au încercat tot posibilul pentru a face ca această arenă, gazonul de pe acest micuț stadion, să fie în condiții acceptabile, dacă nu bune. Au întins și o folie pe parcursul acestei săptămâni pentru a proteja gazonul. Iar în această dimineață a fost adus chiar un elicopter, ne-a adus aminte de metodele practicate pe stadionul Ghenci atunci când elicopterele armate veneau să usuce gazonul. Cum un patron din Arad, dar să vedem acum pe Petre, centrare, mai bine spus, nu știu dacă a fost un șut al lui Adrian Petre, mult în spate, Curtuiuș, iată execuția lui Adrian Petre, într-adevăr centrare pentru apariția lui Marius Curtuiuș, era foarte greu din acea poziție să încerce, să trimită spre poarta lui Gacos. În spatele porții lui Bogdan Miron e o peluză goală și aici vreau să dau dreptate celor din Galeria Timișoreana, care spunea că oficialii clubului arădean declarau că 5% sunt normele și procentele pe care trebuie să le oferă suporterilor galeriei adverse, însă pentru un asemenea spectacol fotbalistic, cei din Galeria Timișoreană își doreau o întreagă peluză pentru a fi un duel verbal între cele două galerii în teren. Iată, e o parte de stadion goală aici la Arad. Cei doi antrenori, l-ați văzut și pe Laurențiu Roșu, iată și pe Sorin Brândescu. Sorin Brândescu a evoluat pentru UTA în meciuri oficiale. Iată-l aici pe Kindriș, o pasă dată greșit cu exteriorul pentru Norbert Polgar. L-a aruncat de la margine Taub. Carol Taub pentru Bădăuță. Preluarea acestuia însă vine bine din spate, Polgar. Iată pe Ghinescu, pasă în noroi, minge acum, aruncat în față, offside aici, poziția în care se afla Alexandru Bădăuță, atacantul celor de la Poli.
În spatele lui Richard Filaret. Iată galeria celor de la Timișoara. Probabil au fost trimiși doar copii, tinerii susținători ai celor de la Poli, în timp ce galeria le-au venit cu sutele în Arad. Se vorbea la un moment dat că vor coborâ din tren undeva în Aradul Nou, acolo unde se află stadionul Motorul Lac, 2-3 km de acest stadion. Au coborât însă în gara mare și au venit pe jos. Au fost și incidente. E o rivalitate imensă între cele două galerii. Însă și acest derby, acest duel al galeriilor face ca valorile să se niveleze. E și terenul care accentuează calitățile fizice, mai bine spus. Înaintea meciului spuneam că terenul va rezista undeva la 10 minute. Iată, au trecut 9 minute, sunt deja bălți pe suprafața de joc. Cu siguranță vor fi multe mingi lungi, multe mingi la bătaie. Probleme pentru Strătilă, care șchioapătă. E cea de-a 35-a întâlnire dintre cele două formații în meciuri oficiale. În ultima confruntare dintre cele două echipe s-a terminat aici la Arad 0-0. Un meci de o slabă factură tehnică. Ambele formații erau în Liga Secundă. Un duel ce a început în 1945, însă primul meci între cele două orașe se desfășura cu mult înaintea acestei partide. Sunt două dintre orașele care își dispută titlul de oraș unde s-a jucat fotbal pentru prima dată. Argumentele Aradului: mingea se bătea din 1888, în timp ce Timișoara spune că ziua de 25 iunie 1899 la data la care s-a disputat un meci de fotbal. Iată-l aici pe Tănase, a încercat un dribbling, e foarte greu de crezut că poate face acest lucru, un șut. Mai mult a mușcat din gazon bocancului Marius Curtuiș la această execuție. E greu de spus gazon, ci din noroiul din acea zonă. Fault aici, a fost fault, aruncare de la margine. Dan Constantinescu, cel care a reușit să treacă și repun oaspeții, Mădălin Stancu. Pas dat acum, o deviere a lui Bădăuță pentru același Dan Constantinescu. Și sunt primele momente de respiro pentru apărarea timișoreană după 10 minute în care Aradul a făcut forcing la poarta lui Marcos Gacos, însă fără a pune în real pericol poarta grecului. Motreanu aruncă de la margine, face destul de lung, încearcă o deviere pe spate, sunt doi arădeni acolo. Și iată pe Stancu, reușește să devieze din nou Motreanu, centrare bună și e offside la această fază. E momentul în care peluza arădeană capătă culoare alb-roșie, culorile oficiale ale grupării de pe malul Mureșului. Deja nu se mai vede poarta lui Gacos, fumigene în tribună. Probabil vom aștepta ca Orațiu Feșnic să întrerupă pentru scurt moment această partidă. Nu se mai vede poarta grecului Gacos, se aud și că Dandele spunea înaintea acestei confruntări că singura lui problema ar fi ca suporterii să nu arunce fumigene în teren. În tribune pot să facă oricât de mult spectacol vor, însă a atras atenția celor de la ISU și a firmei de bază să intervine în cazul în care fumigenele sau petardele vor ajunge și vor fi aruncate în
pe suprafața gazonului. Până acum nu se întâmplă acest lucru, sunt momente de respiro pentru ca fumul să se ridice. Încet, încet se lipsipește. Bate și vântul. Da, e greu de zărit jucătorii din acea zonă de teren, undeva la linia care, uite, 16 metri, și portarul Marcos Gacos. Spunea Horațiu Feșnic că se va întrerupe partida în cazul în care aceste manifestări vor continua, dacă vor fi aruncate petarde în teren. Deocamdată nu se întâmplă acest lucru, se oprește meciul, integritatea jucătorilor nu este pusă în pericol. Dacă vor fi aruncate petarde în teren, meciul se va întrerupe 10 minute, dacă nu se va continua, dacă nu se vor opri suporterii, meciul va fi întrerupt definitiv. Ați văzut și galeria timișoreană, însă, într-adevăr, sunt trimiși în tribunele stadionului Motorul tinerii suporteri ai Timișoarei, în timp ce liderii urmăresc partida de undeva din curtea unui localnic pe un proiector. Au închiriat acea curte pentru a vedea meciul în direct. Încearcă să îi sprijine de la distanță pe elevii lui Sorin Brândescu. Strătilă, scoate până la Tănase. Andor minge, ce ajunge la Strătilă, cere Curtuioș și primește, nu e offside, în față e Petre, pentru el vine Andor din spate, dă pe lângă minge și o ratare mare a Ardenilor, care iată, nu reușesc să țină mingea în teren. Aruncare de la margine pentru Poli. Respinge Filaret în lateral această minge și Minou Timișoara se mută cu întreaga echipă în jumătate de teren a Arădenilor. Iată-l pe Bădăuță, puternic, se consideră fault la acest brânci dat tânărului Richard Filaret. Iată, aici se duce, într-adevăr, cu umărul la adversar, duel de forță inegal între cei doi. Bădăuță, iată ce probleme îi face gazonul și lui Bădăuță, un jucător tehnic de altfel. Polgar, de unul singur, centrarea lui Polgar, ce ajunge la Curtuioș și până la urmă timișorenii resping. Iată aici pe Mărgărit, dă drumul la minge. Iese Bogdan Miron dintre buturi, nu poate Andor să țină mingea în joc. Cuta a ajuns să joace pe acest teren în condițiile în care a dispus la un moment dat de 4 suprafețe de joc. La un moment dat Cuta avea 3 echipe în primele eșaloane. Dacă stadionul Francis Neumann e în curs de modernizare, undeva pe finalul anului 2018 va fi inaugurat noua arenă din Arad, pe primul stadion unde s-a jucat fotbal în România, pe suprafața actuală a României, stadionul Vagonul a fost desființat și s-a construit un centru comercial. Iată, ardenii joacă pe acest teren, o suprafață improprie. Au decis să nu facă investiții în pauza de vară, atunci când ar fi trebuit să facă acest lucru. Arată mai bine decât sezonul trecut, ce-i drept în zilele în care nu plouă, dar nu a fost făcut sistemul de drenaj decât în urmă cu 2-3 săptămâni. Apa mustește aici, sunt celebre acele imagini ale
meciului dintre UTA și Viitorul atunci când celebra ușă de dulap era folosită de jucători, de antrenori, chiar și de arbitri pentru a scoate apa de pe teren. A mai fost în urmă cu o săptămână meciul cu Academica Clinceni, de asemenea o suprafață de joc impracticabilă. Golul de 3-1 pentru Arădene a fost înscris după o pasă la portar, minge ce s-a oprit într-o baltă, iar Adrian Petre a urmărit acea degajare și a înscris. Iată aici o centrare prinsă de Bogdan Miron, o centrare venită din partea lui Carol Tau, care se repliază acum în apărare, recuperează timișorenii, șutul lui Daniel Birău peste poartă. Acesta este Birău. Cu siguranță vom mai vedea asemenea execuții. Sunt cele mai simple metode de a ajunge la poarta adversă. Degajare pentru Strătilă, preluarea acestuia, ține minge în joc, Norbert Polgar, lung pentru Petre, preluarea acestuia și de la Kindriș spre Andor a fost. Alin Gligor sare, mingea ajunge în cele din urmă la Răzvan Ghinescu, e un fault în atac făcut de Răzvan Ghinescu. Acea lui Richard Filaret în permanență căutat această parte dreaptă cu Sorin Strătilă, centrarea acestuia, le spinge de acolo Telescu. Minge în spatele lui Richard Filaret, iese în afara suprafeței de pedeapsă Bogdan Miron și degajează undeva până în stradă. Acesta este Alexandru Bădăuță. Aruncă Taub pentru Bădăuță, preluare largă și o degajare a lui Norbert Polgar. Strătilă, Curtuiuș, minge blocată de Constantinescu. Ghinescu în spate, urmărește Strătilă. Strătilă are spații de manevră, urmărit de Birău, a schimbat partea Daniel Birău. Strătilă trece ușor de el, încă o dată lasă călcâiul acolo Birău și îl oprește. Iată, în tandem, până la urmă se dă lovitură liberă în favoarea celor de la UTA. Birău, cel care l-a faultat pe Strătilă. Uite câtă lume urmărește această partidă. L-a călcat în momentul degajării. Un corner ceva mai scurt, executat de către același Bogdan Burlă. Din nou e presiune la poarta lui Gacos. Vedeți urmele noroiului pe fața lui Bogdan Burlă. Centrare, resping de acolo timișorenii, șut blocat al lui Tănase. Nu, Kindriș a fost. Marius Kindriș și-a făcut mingea pe piciorul drept, a încercat să prindă colțul scurt. Iată execuția, mingea se oprește, pendulează bine. Din nou același Kindriș și e fault în atac făcut de Adrian Petre. UTA în acest moment pe locul 6 în clasament, 26 de puncte pentru trupa arădeană. În timp ce Timișoara se află în partea a doua a clasamentului, e pe locul 16 în acest moment, 12 puncte. În
disputa, în cazul în care va învinge, va face 29 de puncte, trece peste Mioveni, se apropie la un singur punct de Satu Mare. Șepș a urcat pe locul 3 după acea victorie 6-1 pe care ați urmărit-o în direct pe Digisport împotriva celor de la Foresta. Iată aici o minge deviată, prinde în doi timpi Miron, tamponat acolo. Să vedem decizia, îndepărtat jucătorul timișorean, a urmărit mult prea energic această fază. Iată, mingea cade în fața lui Miron, n-apucă să se oprească aici, nu a fost nimic voluntar. Dan Constantinescu, iată, își cere scuze, se ridică până la urmă Bogdan Miron. Rezerve la UTA, Alexandru Barna pentru postul de portar, Dumitru Copil, Cristi Costina, Miru George, Zadarius Kovac, Alexandru David și Daniel Celea. De partea cealaltă la Timișoara, Alin Constantinescu, Branimir Stefanovic, Miodrag Todorov, Ștefan Blănaru, Artur Teuț, Marco Giuricic și Bogdan Dănăricu. Parcă sunt nume mai importante pe banca Timișoarei decât la UTA, acolo unde Costin, George Kovac sau Celea sunt jucători proveniți din probea pepinieră. La Timișoara lăsați pe bancă Dănăricu sau Blănaru, jucători importanți pentru albi-violeți. Curtuioș lasă pentru viteza lui Petre Cere. La această fază a cerut insistent Strătilă. Se grăbesc ardenii. Andor, centrare, ce trece această lovitură de cap prin fața porții. Adrian Petre doar șterge acea minge. De lângă Telescu a plecat Adrian Petre, a șters acea minge, nu a lovit-o în plin. Aici se lasă jocul să, să continue. Motreanu depășit de Andor, care faultează apoi, pune mâna pe adversar, lovitură liberă pentru timișoreni. Bilia, cel care va executa, capitanul de echipă al timișorenilor. Bădăuță a încercat o deviere. În spatele lui a apărut atât Birău cât și Daniel. Minge înalte, cam de fiecare dată, încălează Bilia, nimeni de la poli în acea zonă. Minge ajunge până în brațele portarului Bogdan Miron. Curtiuș l-așteaptă pe Tănase, diagonala lui Tănase pentru Strătilă. Față în față cu Taub, Strătilă. E o centrare în fața porții la care nu are cum să ajungă Petre. Și-ar fi dorit o centrare mai largă, cel puțin asta a arătat din gesturi Sorin Strătilă. Spuneam, mult mai ocupată această parte dreaptă a atacului arădean. De partea cealaltă Burlă și Andor par ușor absenți din joc. Aruncă de la margine Motreanu. O face pentru Bădăuță. Pase cu călcâiul, Birău însă nu ajunge. Recuperare imediată a rădenilor și iată aici Birău în fața lui Richard Filaret. Minge ce iese în afara suprafeței de joc. E aruncare de la margine. Nu? Cred că e fault până la urmă. T-
Într-adevăr, lovitură liberă pentru Polie, un duel al galeriilor la care participă doar UTA. Suporterii timișoreni, cei care n-au dorit să ia loc în tribune, ca semn de protest față de deciziile clubului Arădean de a nu lăsa o întreagă peluză. Cade aici Ligia Filaret după un duel pe care l-are cu Mărgărit. E oprit jocul pentru ca fundașul central al celor de la UTA să se ridice. Iată, extrem de nervos, se duce lângă arbitru. Discuții între cele trei părți, arbitru și cei doi jucători implicați în acest scandal. Centrare pe colțul scurt, respinge de acolo Curtuiuș, doar până la birou. Nouă centrare în careu, însă de această dată mingea iese direct în out. Timișoara atac acum, iată-l pe Mărgărit, încearcă de unul singur, Alen Gligor e acolo și trimite până la burlă driblingul acestuia, o zonă de teren unde iarba domină noroiul. Aici o contră pusă de Constantinescu. Taub atent în fața lui Strătilă, mingea oprită de Norbel Polgar. Și acum decașarea lui Polgar pentru Petre Taub cu călcâiul până la Stancu. Dorin Stancu. Greșelile de o parte și de cealaltă sunt evidente în acest moment. Extrem de nemulțumit Laurențiu Roșu, care spunea că vor trebui să câștige în orice condiții și indiferent cum se va prezenta stadionul și starea gazonului. UTA mai are un meci extrem de important în final de 2016. Pe 9 decembrie are meci împotriva celor de la Foresta Suceava, în cazul în care spuneam Berceniul va decide să nu se prezinte nici la următorul meci, va fi exclusă din campionat. Berceniul are deja o neprezentare. Dar să vedem această acțiune pe partea dreaptă, Strătilă, o nouă centrare lui Strătilă, slabă și de această dată. Încearcă să imprime mult efect Sorin Strătilă pentru o eventuală deviere a colegilor din atac. Norbel Polgar urcă. Șotul lui Polgar și Iani Mandinț șutează, prinde exteriorul bocancului și mingea se duce mult peste poartă. Gacos jucat și la juniorii lui Apollon, a venit de la Thermaikos. Ginescu îl blochează pe Polgar și aici un foul făcut de Strătilă. Într-adevăr, pune piciorul în față, excelent, Carol Taub, și îl forțează pe Sorin Strătilă să îl faulteze. Lovitura liberă, din nou moment de respiro pentru apărarea celor de la Poli. Minutul 32. Am intrat în ultimul sfert de oră la acestei prime părți. Centrare slabă și a timișorenilor, recuperează însă destul de repede mingea. Birău nu degajează foarte departe Stancu. Atent Petre. Și acum o minge ce iese în afara situației de joc. Dan Constantinescu, cel care a trimis prea puternic. Dan Constantinescu, un mijlocaș defensiv de 23 de ani. Polgar în fața lui Ginescu, protejează bine Norbert Polgar.
Recuperarea timișorenilor, Dan Constantinescu pentru Stancu. Centrarea lui Taub, blocată. Iată-l pe Bădăuță. Aruncarea de la margine pentru Poli. Taub. Ghinescu a fost acolo în duel cu Strătilă. Strătilă recuperează și poate declanșa contraatacul. E blocat de Birău. La Taub cu capul în lateral pentru Ghinescu. Iată o declarație de iubire a suporterilor arădeni pentru UTA. Suporterii pot fi plătiți, istoria poate fi cumpărată, dragostea și pasiunea ultrașilor niciodată. E un duel al echipelor, așa cum spuneam, acceptată de suporteri. Strătilă. Vine Ghinescu din spate și acum de la Birău pentru Ghinescu. Încercat pentru Bădăuță, iese bine din dispozitiv Gligor și acum pasă, nu e offside, iese bine Miron și trimite mingea în afara suprafeței de joc. Se grăbesc timișorenii, sunt două mingi pe teren și probabil mingea va, jocul va fi oprit, într-adevăr, iată, se va relua jocul cu o minge de arbitru în mod normal, într-adevăr, Rațiu Feșnic. Andor, fair play, trimite mingea în afara terenului. Și acum Motrean aruncă de la margine. Bădăuță încearcă o deviere și ultimul pe care l-a atins, am avut impresia că e Gligor. Până la urmă, jocul va fi reluat din colțul careului de 6 metri. Acesta este Alexandru Bădăuță. De ani pentru Bădăuță. Împrumutat de Dinamo. La foarte multe echipe a trecut, la Alexandria, la Berceni. Până la urmă a ajuns la Poli. Tănase. Minge ce se oprește în noroi. Pas în lateral pentru urcarea lui Motreanu. Reușește să treacă de Burlă. Încă o dată Motreanu. Bădăuță. Bădăuță pasă cu călcâiul. Dan Constantinescu și e minge oprită de Bogdan Miron. Ocazie importantă a timișorenilor. Dan Constantinescu i-au lipsit câțiva centimetri. Și din nou același Constantinescu. Apariție surprinzătoare lângă Bogdan Miron, a reușit să atingă mingea. Iată pasa cu călcâiul. S-a pus brațele și corpul în față. E a doua oară când Constantinescu îl lovește pe Bogdan Miron. Dan Constantinescu, 23 de ani, spuneam despre el. A jucat și în Germania. Telescu. Imaginea gladiatorului din această arenă cu noroi. Poate fi numit oricum, însă doar fotbal nu prea poate fi numit acest joc. O stare a gazonului deplorabilă, cu toate că, spuneam, organizatorii au adus inclusiv un elicopter pentru a zvânta înainte cu 3 ore suprafața de joc. E foarte, foarte multă apă adunată sub gazon. A plouat foarte mult la Arad. Starea gazonului s-a văzut și în urmă cu o săptămână
la meciul cu Clincen. Iată aici pe Petre, cade Motreanu, Andor, centrarea pe colțul lung, iese Gacos și prinde fără niciun fel de probleme din fața lui Curtuiuș. Bădăuță, încercarea de deviere, un lateral pentru Ghinescu. Polgar, Strătilă ține mingea în joc, cade de lângă Tau. Da, spuneam despre gazon, inacceptabil faptul că Aradul cu echipa aceea în sezonul trecut, căruia i-a lipsit o victorie în meciul cu Voluntari pentru a ajunge să joace în prima ligă. Și iată cum se prezintă gazonul. Un șut aici, prins cu ambele brațe de către Bogdan Miron. Spuneam, gazonul, un singură victorie a lipsit Aradului pentru că Auta se joace în prima ligă. Și iată cum se prezintă gazonul în Liga Secundă, în condițiile în care arădenii sunt pățiți. Spuneam și de meciul cu Voluntariul și meciul de etapa trecută împotriva Clincenului. Trecere frumoasă lui Ghinescu, pasă pentru Bădăuță, anticipată de Richard Filaret. Aici Kindriș a lăsat mingea să treacă, n-au mai apucat să se întoarcă. Bădăuță și Ghinescu sunt acolo. Bădăuță își face de unul singur șut. Prinde gazonul în fața lui Miron. Prins fără probleme de portarul gazdelor. Fault făcut de Telescu la Curtuiuș. Lovitură liberă la care am avut impresia că vor urca fundaș și central. Până la urmă, Alin Gligor e cel care execută. Lasă Aradul doar doi oameni în careu. Nobel Polgar, centrare blocată de Ghinescu, venit în sprijinul apărării. Și am intrat în ultimele 5 minute ale primei părți. Cu siguranță arădenii își doreau să înscrie cât mai repede pentru a-și face meciul mai ușor. Încearcă să dea lovitura acum pe final de repriză. Centrare blocată de Telescu și vine Andor, încă o centrare lui Andor, același Telescu, încă o dată, Andor din nou, scoate pentru Petre, Motreanu, Petre șut în blocajul aceluiași, Laurențiu Telescu, după aceste intervenții, probabil conducerea îi va mări salariul lui Laurențiu Telescu. În trei atacuri consecutive ale ardenilor, Laurențiu Telescu, gladiatorul timișorenilor, se opune. Iată aici greșeala lui Motreanu. Ca la hockey a sălit Telescu. Cu corpul a blocat această execuție a ardenilor. Motreanu aruncă de la margine, o face pentru Bădăuță, devierea acestuia. Până la urmă, Richard Filaret degajează, recuperează imediat timișorenii. Pasă pentru Taub, cere Ghinescu, e în careu Ghinescu și obține cornerul alunecat. Cu siguranță Ghinescu reușea preluarea și reușea să se întoarcă. Îl obligă pe Alin Gligor să trimită în afara terenului Madalin Stancu, unul din jucătorii experimentați. Îl vedeți și pe Feșnic, îi acordă îngrijiri medicale lui Kindriș. E greu de crezut, iată și arbitru cum arată, plin de noroi. Stancu, centrarea lui Madalin Stancu, preluarea cu călcâiul al lui Birău. Nu
Cătălin Stancu, fost jucător la Bistrița și la FC Bihor, unul din jucătorii cu experiență ai celor de la ASEO Poli Timișoara. Birău, pasă pentru Bădăuță, nu e offside, Bădăuță poate înainta, lângă el e Mărgărit. Daniel Mărgărit lasă pentru Birău, minge slabă, minge moale trimisă de către Mărgărit și iată aici viteza lui Andor. Scapă Andor de adversarul direct, centrare în blocaj a lui Cristi Andor. Reușise să scape de Daniel Mărgărit și iată aici pe Kindriș face blocaj la această degajare. Nu, Birău a fost cel care a căzut nivelul pe care l-a avut cu Cristian Dor. Atmosferă superbă pe stadion, spuneam, din păcate lipsesc suporterii timișoreni. Prinde Gahos, fără niciun fel de problemă. Gligor, degajarea exactă a lui Gligor până la Kindriș, minge în spate pentru Miron, nu are voie să greșească Miron, degajează în aut, Strătilă nu mai are cum să ajungă la această minge și iată, dintr-o posesie a rădenilor se transformă într-un atac pozițional al celor de la Polighinescu, înalță un zmeu la care apare Tănase. Tănase din nou, iată, momente mai puțin inspirate ale arădenilor, preluarea lui Taub pentru Ghinescu, pase cu călcâiul, Constantinescu blocat în prima fază, reușește să scoată pentru Stancu. Carol Taub reușește centrarea pe colțul scurt, vine Bădăuță și până la urmă Tănase scoate mingea în afara terenului. Centrare pe colțul lung, probabil pentru acel moment pirotehnic al fanilor arădeni se va arăta un minut de prelungire. Strătilă anticipat de Ghinescu și acum Kindriș, minge lungă pentru Curtuioș, greșește și Stancu, Polgar. Curtuioș pasă acum de la Strătilă pentru Andor, e în careu, însă intervenția capitanului Denuț Bilia oprește acest atac rapid al arădenilor. Va fi ultima fază acestei prime părți. Lăsat să execute Cristian Dor această lovitură de din nou presiune la poarta lui Gacos, reluare cu capul al lui Bogdan Burlă exact pe direcția portarului. Iată faza, ce bine vine Bogdan Burlă. Iată, se va prelungi mai mult de un minut această primă parte. Suntem deja în al doilea minut de prelungire și jocul e lăsat să continue. Bilia minge în lateral pentru Motreanu. Degajarea lui Motreanu, nu greșește Alin Gligor și e posibilitatea unui nou atac. Iată aici un fal de cartonaș galben, într-adevăr. Bogdan Mădălin Stancu e cel care îl faultează tare. Foști colegi de echipă la FC Bihor, Stancu și Cristian Dor. Unul la unul la cartonașe galbene, după ce în primele minute Curtuioș a fost cel avertizat. Se lasă și această centrare. Gligor Burlă, Petre
Petre, de unul singur, Petre, e lovitură de colț. A obținut maximum Adrian Petre la această fază. Iată pe Laurențiu Roșu. Venit în locul lui Roland Nog la echipă, a început cu stângul această campanie, cel 3-0, 0-3 la Satu Mare. Însă apoi UTA s-a dezlănțuit, 3 victorii consecutive pentru UTA. Iată s-a auzit și fluierul de final a primei părți a arbitrului Horațiu Feșnic. 0-0 după primele 45 de minute în derbiul vestului pe un teren mocirlos. UTA Bătrâna Doamnă, ASU Poli Timișoara, 0-0. Luăm o scurtă pauză, revenim apoi cu repriza a doua. Din Arad, unde în câteva momente va începe repriza a doua a derbiului vestului dintre UTA și Poli. O primă parte dominată de starea gazonului, mai bine spus. S-au întrecut în ocazii jucătorii celor două formații. Iată urmele lăsate după primele 45 de minute. O stare deplorabil a gazonului, cu toate că organizatorii au încercat să facă tot posibilul. E o adevărată aventură și să traversezi terenul de la un capăt la celălalt. Se face o schimbare, va intra Dumitru Copil, după cum se vede o schimbare și la Poli. E pregătit să intre. Vedem Sorin Brândescu ce schimbare va face. Dumitru Copil e și el pe bancă, face mișcări de încălzire. Este așteptat cel de-al patrulea arbitru, Paul Nimătan, din Zalău, pentru a fi efectuată această schimbare. A ieșit Daniel Mărgărit și intră cu numărul 17, Artur Teuț, la Timișoara. Probabil înlocuirea lui Dumitru Copil. Se face în acest moment, iată, grupele, fotbaliștii de la grupele de copii ale clubului timișorean. Iese Strătilă și intră Dumitru Copil. Schimbare interesantă făcută de Laurențiu Roșu. A ieșit Strătilă, Andor e mutat pe cealaltă parte la Timișoara. E o schimbare post pe post, mijlocaș de bandă cu mijlocaș de bandă. În schimb, Strătilă de mutat Andor din stânga în dreapta. Așadar, UTA începe cu această repriză a doua, cu Bogdan Miron în poartă, Polgar, Filaret, Gligor și Burlă, Andor, Kindriș, Tănase și Dumitru Copil în atac, Adrian Petre și Marius Curtuiuș. Iată-l pe Teuț în încercarea de a trece de Dumitru Copil. O nouă minge ce părăsește incinta de joc. De partea cealaltă, Poli Timișoara, formație pregătită de Sorin Brândescu, cu grecul Marcos Gacos în poartă, apoi Motreanu, Telescu, Bilia și Carol Tau, Constantinescu și Stancu în fața lor, Birău, Ghinescu și Teuț, în spatele lui Alexandru Bădăuță. Ghinescu, iată, îi pune pe atac pe Arădeni, aproape de a face preluarea Dean Petre. Și aici Burlă, centrarea lui Burlă, respinge Telescu. Motreanu, degajarea lui Motreanu, lungă, iese bine Gligor. Și atâi pe Arădeni reușește să facă rost de această minge. Tănase. Din nou primește Tănase, un trim de pase între Tănase și Burlă. Dumitru Copil, mingea schimbată pe cealaltă parte, învăluie Norbert Polgar în fața lui Taub. Polgar se oprește. Lovitură de colț pentru UTA. Uh,
În ultimele patru întâlniri, în meciurile directe, Poli a câștigat de două ori, o dată UTA și o remiză în ultimul meci direct. Pe 30 septembrie 2011, în Liga 2, UTA și Poli remizau 0-0. Ultima victorie a timișoarenilor aici la Arad se întâmpla pe 1 septembrie 2007. Un 3-2 pentru timișoreni cu un hat-trick al lui Gigel Bucur, Todea și Bălțoi, arădenii care reușeau la un moment dat să restabilească egalitatea. Todea e antrenor secund acum la UTA și ultima victorie a arădenilor era pe 18 mai 2007, 2-1 pentru UTA. Ian Hora și Edson înscriau pentru arădeni, pentru ca același Bucur să înscrie în minutul 50. O nouă victorie de colț pentru UTA. Cristian Dor va executa pe colțul lung, minge și ajunge la Burlă. Burlă trece de Teuț, reușește centrarea și Petre, încercare de trecere. E un hands aici făcut de Dan Constantinescu. Lovitură liberă de undeva de la 17-18 metri de poartă. Constantinescu extrem de nemulțumit. Elegant a trecut Petre, iată aici cotul lui Constantinescu lângă corp. Petre spunea, eu știu doar să câștig contra lui Poli, declarația războinică atacantului arădean. Și la juniori am bătut tot timpul în Cupa României, în Cupa Hagi, când eram fetere mic și în toate celelalte turnee. Eu știu doar să câștig, niciodată n-am cunoscut înfrângerea în fața timișorenilor. Iată acum obține o lovitură liberă, extrem de periculoasă, Dumitru Copil și Alin Gligor lângă minge. Fie dreptul lui Copil, fie stângul lui Alin Gligor. A intrat Copil pe lângă poartă, mingea trece de zid. Iată cât de aproape s-a dus această minge, reacția lui Dumitru Copil. Gligor îi pune pe arădeni în careu Petre, execuția lui Petre, scoate de sub transversală Gacos. Extraordinară reluarea lui Adrian Petre, reflex pe măsura portarului timișorean. Iată se încinge derbiul după 5 minute de la startul reprizei secunde. Iată superb execuția lui Petre. Greșeala lui Telescu, a respins greșit exact în picioarele lui Adrian Petre, respins timișorenii pentru moment. Copil doar până la Teuț, Burlă, iese grecul din poarta timișorenilor, Marcus Gacos, și reține fără niciun fel de problemă. Constantinescu atacat de Gligor, Burla acum intervine. Petre față în față cu Bilia. Petre a încercat să schimbe direcția de atac, până la urmă mingea ajunge la Andor. Centrarea lui Andor prea puternică, nu știu dacă a încercat să prindă colțul lung. Mingea trece pe lângă poartă. Acesta este Cristian Dor, un jucător ce a cochetat cu Liga 1 la vârstă fragedă. A ajuns de la FC Bihor la Gazmetan Media și a urmat o accidentare. Iar după revenirea în circuit, a fost nevoit să o ia de jos din Liga 3. Sezonul trecut a evoluat pentru FC Bihor, dar și pentru FC Brașov. Nu se grăbesc timișorenii, pentru ei un rezultat de egalitate ar fi un punct imens în lupta pentru supraviețuire.
echipă ce a început din Liga 5-a, ne-au suporterii acolo, au cunoscut fotbalul adevărat, farmecul fotbalului prin satele din Banat. Deplasări cu bicicleta făcute de suporterii timișoreni. Bilia, elegant în careu, degajează pentru Teuț, iese bine Tănase și prinde acum Dumitru Copil. Pasă pentru Bogdan Burlă, centrală lui Burlă în forță, cu capul pe colțul scurt, vine Curtuiuș, trimite puțin pe lângă, a atacat bine Curtuiuș, iată de unde vine, din spatele lui Telescu, ia fața fundașului central, a celor de la Poli. A pierdut din marcaj Laurențiu Telescu pe fostul jucător al Bistriței. Cel mare Curtuiuș. Constantinescu în duel cu Dumitru Copil. Constantinescu, mingea nu iese. Urmărit acolo de Petre. Până la urmă se descurcă timișorenii. Motreanu, minge în lung de linie, Bădăuță. Sare bine Gligor și respinge. Acesta este Alin Gligor, capitanul celor de la UTA. Iată-l pe Gligor din nou. Reușește să degajeze, era atacat de doi jucători, degajare la care, pe care urmărește Cristian Dor. Stancu. Foarte buni jucători de la mijlocul terenului pentru UTA, foarte activi, atât Kindrich cât și Tănase. Foarte multe mingi recuperate. Un sistem 4-4-2 pe care Laurențiu Roșu l-a impus la UTA exact în momentul în care a venit. Nu au fost loc de interpretări. Joacă cu două vârfuri autentice care pun mereu presiune pe adversari, și Curtuiuș și Adrian Petre. Iată-l aici pe Bădăuță. Nu riscă Burlă nimic. Bădăuță încă o dată și în cele din urmă obține cornerul în a doua tentativă. Alexandru Bădăuță îl ia la țintă pe Burlă. Lovitură de colț pentru ASU Poli. Dumitru Copil. Iată-l aici pe birou. Fault. A încercat să lase legea avantajului, însă un fault, hai să spunem, grosolan al lui birou. E extrem de nervos și îl înțeleg pe Dumitru Copil. Aici, iată faultul, îl prinde, îl doboară la pământ. Cu călcâiul Gligor, aici Petre, din nou trece de Telescu. A avut evoluție bună Telescu în prima parte. Cum în debut de parte secundă, Laurențiu Telescu pare ușor ieșit din formă, depășit deja de vreo 3 ori în duelurile pe care le-a avut cu atacanții arădeni. Sunt petarde aruncate în tribuna celor de la UTA. Sunt, cred că, suporteri în spatele stadionului și în acest moment, iată, incidente undeva în spate, au apărut timișoreni în spatele peluzei. UTA continuă să atace pe teren, nu s-a întâmplat nimic, spuneam, nu au fost aruncate în teren petardele de joc, nu e oprit. Și iată-l aici pe Bădăuță, face preluare elegantă, încearcă să dea drumul la minge pentru Ghinescu. Ghinescu depășit de Polgar, care rezistă și continuă Ghinescu să-l atace. A fost o degajare lui Polgar, minge ajunge la Andor. Degajarea lui
Andor a fost o centrare blocată, apoi Tănase și Ainoan Dinți șutează un șut slav al lui Ionuț Tănase. Gakos degajează. Constantinescu până la Bădăuță, care nu poate face preluare așa cum în posibilitate de atac rapid, dar rădenilor a căzut Andor. Curtuiuș, vine Telescu din spate și timișorenii nu obțin nimic la această fază, posesie pentru UTA. Burlă în duel cu Artur Teuț. Burlă trece, vine centrarea pe colțul lung și aproape de autogol. A fost un duel fizic între Curtuiuș și Tălescu, cred. Iar cel care a trimis a fost Carol Tau până afara suprafeței de joc. Lovitură de colț pentru UTA. Și o nouă șansă pentru UTA. Același Adrian Petre trece și de această dată pe lângă deschiderea scorului. Iată, vine din spate fără marcaj Constantinescu, cel care îl pierde. Iese Norbel Polgar și în locul său intră Alexandru David. Iată, după două greșeli mari făcute de Alexandru David, ce au culminat cu înfrângeri ale arădenilor, e introdus din nou în echipă. Și-a dat un autogol în meciul pierdut cu Juventus, pentru că apoi să greșească și în meciul pierdut de UTA la Satu Mare împotriva celor de la Olimpia. Locul său a fost luat apoi de către Norbert Porgar în apărare. Repunere de la margine pentru Poli Motreanu. Încă lung, Tănase și aici cade Burlă. Acuză o lovitură, un cot primit din partea lui Artur Teuț, exact sub ochii asistentului de pe această parte. O brigadă formată din Horațiu Feșnic la centru, ajutat de Sabo Gheroș și Alexandru Vodă. Iată probleme pentru Burlă, care rămâne întins pe gazon. Aici a fost intervenția lui Teuț. Intervine și brigada medicală. Ar fi o pierdere importantă pentru Laurențiu Roșu, tehnicianul celor de la UTA. A făcut deja două schimbări și suntem abia în minutul 61. Aici, iată, a căzut ca secerat Bogdan Burlă. Are ceva de reproșat lui Artur Teuț. Degajarea lui Tănase. Revine Burlă. Stancu minge pentru Teuț. Aproape să ajungă în fața lui Miron. E inamicul public numărul 1, Artur Teuț, în aceste momente la Arad. Telescu, minge lungă, Ghinescu nu poate să câștige duelul și acum minge de urmărire pentru Bădăuță. Nu știu dacă a fost offside. A fost ajuns de Richard Filaret, Alexandru Bădăuță. Kindriș pentru Andor. Andor încearcă să treacă, reușește, încă un dribling, Andor, vine Telescu și respinge, nu o face foarte departe decât până la Tănase.
Minge oprită și iată-l pe Teuț. Tănase, e faultat Tănase de Teuț și de Constantinescu. Ați văzut intervenția asupra lui Ionuț Tănase. Minge în cross, respinge Telescu. Iată și-a revenit Laurențiu Telescu după un start de repriză secundă ceva mai neinspirat. Constantinescu. Birău, l-așteaptă pe Taub. Scapă mingea în afara terenului și în acest moment timișorenii sunt descoperiți. E un fault făcut de Birău asupra lui Kindriș. Lovit la glezne. Se ridică Marius Kindriș. Lovitura liberă pe care va executa Bogdan Burlă. Centrarea acestuia pe colțul lung, respinge Telescu. Motreanu cere Constantinescu. Mingea se duce în centru pentru Bădăuță. Intervine excelent Tănase și arădenii pot construi din nou. E greu de spus construi, dar asta încearcă să facă, să ducă mingea cât mai aproape de careul timișorenilor. Iată mingi de urmărire pentru Birău. Burlă. Din nou acuză o lovitură Bogdan Burlă. Chemat Ghinescu la raport de către Rațiu Feșnic. Schimbare, iată Ghinescu este înlocuit în acest moment, intră Ștefan Blănaru. Blănaru folosit multă vreme ca vârf împins, obișnuit să joace, a făcut-o în Liga a doua la Luceafărul în bandă, mijlocaș de bandă. Ștefan Blănaru cere Teuț, mingea slabă, oprită acolo de Burlă. Scapă mingea Dumitru Copilă în afara suprafeței de joc. Iată gest de virtuositate tehnică al lui Dumitru Copil și a început cariera în Scoția. Considerat un junior foarte talentat, însă apoi a ajuns să joace în Liga 3 din România. Iată-l aici pe Dumitru Copil, un body check ceva mai energic. Tănase degajează pentru Andor preluarea acestuia. Intră în centru și vine din spate Blănaru. Andor, colegul Blănaru, la Luceafărul Oradea. Iată, Andor a trecut pe ambele formații din Bihor. Sandu David merge în spate pentru Kindriș. David se întoarce, pivotează, rezistă și e faultat, se oprește jocul. Degajarea lungă a timișorenilor. Teuț a încercat din prima. Pentru moment a câștigat duelul cu Gligor, apoi pierde și faultează posesie pentru Uta. Andor din prima degajează doar până la Telescu.
Constantinescu a plecat pe culoar. Teuț rezistă, l-așteaptă pe Bădăuță, șutul lui Bădăuță pe lângă poartă însă. Iată, din asemenea contre pot ieși goluri. Curtuiuș nu reușește să trimită spre un coechipier, recuperează acum Tănase, trecerea lui Tănase, de posibilitatea lui Motreanu, Bădăuță, patru oameni în spatele lui și o greșeală lui Mădălin Stancu. Repunere de la margine pentru Ardeni. Vedeți noroiul din spatele lui Stancu pe acest cadru. Greșește Stancu, Motreanu neatent, Dumitru Copil, încă o dată îl întoarce pe Bilia și apoi urmează o centrare în tribune. Reușește Dumitru Copil să se descurce de minune pe acest teren aproape impracticabil. Câștigă duelul aerian. Vine acum degajarea lui Stancu pentru Blănaru. Blănaru intră în careu, atacat de Alexandru David, care îi fură fața. Reușește să lovească mingea. E doar repunere de la margine pentru Timișoreni. Petre. Bilea lângă el reușește să trimită în afară. Constantinescu, trecere elegantă de Kindriș, prelarea lui Blănaru. Învăluie și primește Taub. Să vedem centrarea lui Taub. E lovitură de colț pentru Poli. Multe meciuri din campania de calificare la campionatul mondial din 2018 din Rusia. Astăzi pe canalul DigiSport, pe DigiSport 1 avem de la 19 Luxemburg, Olanda și de la 21:45 Portugalia, Letonia. Pe DigiSport 3, Belgia, Estonia. Mergem să vedem această lovitură de colț și e 1-0 pentru Poli. Reușește să puncteze Ștefan Blănaru, golgheterul timișorenilor, și probabil va primi un cartonaș galben pentru gesturi jignitoare și a țâțat tribuna. 1-0 pentru Poli Timișoara, lovitură de teatru aici pe stadionul Motorul. Blănaru se descătușează și ațâță tribuna. Într-adevăr, iată faza cu Constantinescu. Kindriș a făcut un meci bun până acum, îl scapă din marcaj pe Blănaru. E un cartonaș galben asumat de Blănaru pentru această reușită. În minutul 70, iată reacția lui Brândescu. E fost jucător la UTA, Sorin Brândescu, tatăl său campion cu Ardenii. Ștefan Blănaru nu a jucat decât câteva minute în acest meci, reușește să puncteze. Spuneam de meciurile din campania de calificare, pe DigiSport 4 de la 19 Bulgaria, Belarus și de 21:45 Grecia, Bosnia, Herțegovina. Să vedem reacția Ardenilor, care a avut mai multe ocazii de gol până în acest moment. Să vedem dacă publicul va reuși să împingă de la spate pe jucătorii lui Laurențiu Roșu, care pot pierde un tempo important în lupta pentru a ajunge pe primele locuri. Spuneam, sunt în acest moment pe locul 6 în clasament.
O serie de 3 victorii pentru UTA, începută cu acea victorie 2-0 cu Dunărea Călăraș, 4-2 în deplasare la Dunărea Târlungeni și 3-2 cu Academica Clinceni. Timișoara are și ea o serie de 3 meciuri în care nu a cunoscut înfrângerea. E penalti aici, obținut de Adrian Petre. Și iată reacția timișorenilor. Feșnic se duce și acordă cartonaș galben capitanului Dănuț Bilia, cred. Telescu, un car de nervi, la fel cum sunt toți timișorenii. Acesta este Adrian Petre, cel care a obținut penaltiul. Capitanul Bilia s-a dus să-i reproșeze ceva lui Horațiu Feșnic. Să vedem... A câștigat prin planul, într-adevăr, lovește peste picioare. Aia îi ia piciorul stâng. Era mai bine poziționat Adrian Petre la această fază. O imprudență a lui Dănuț Bilia. Și o lovitură de la 11 metri pe care... Să vedem cine o va executa. Dacă lasă tot pe Adrian Petre sau Marius Kindriș. Marius Kindriș lângă minge. Are un gol înscris Marius Kindriș în acest sezon pentru UTA. Un gol înscris în deplasarea cu Unirea Târlungeni. Kindriș față în față cu Gacos. Iată-l pe Kindriș, cel care l-a scăpat din marcaj pe Blănaru, are șansa să își spele păcatele. Kindriș, șutul lui Kindriș, 1-1 între UTA și Poli, a ghicit colțul, însă cred că SRA au fost jucători care au intrat în suprafață de pedeapsă. Se repetă executarea loviturii de la 11 metri. Iată, decizia lui Feșnic. Într-adevăr, trei arădeni erau în suprafață de pedeapsă. S-au grăbit arădenii. Tot Kindriș își așează mingea, să vedem dacă își va păstra colțul. Va trage tot în dreapta portarului sus, așa cum a făcut-o la prima execuție. Din nou fumigene în tribuna, în peluza suporterilor arădeni. Kindriș cu piciorul drept. Apără Gacos. Kindriș din nou. Șutul lui Kindriș în pasa laterală de această dată. Și reacție de bucurie a timișorenilor care se duc să-l felicite pe Gacos. Iată ce greșeală fac arădenii la acea fază când s-au grăbit să intre în suprafață de pedeapsă. Gacos de această dată a ghicit intenția, știa că sau se baza că Kindriș va schimba colțul. N-a mai tras pe sus, a tras la semi-înălțime și acum UTA mai are la dispoziție un sfert de oră plus minutele de prelungire pentru a forța victoria. Se grăbesc arădenii. Burlă aruncă de la margine. Burlă, centrare blocată inițial, mingea se întoarce la fundașul arădean, Tănase pentru Gligor. Reacția suporterilor de a încuraja trupa lui Laurențiu Roșu, de a motiva suplimentar. Motreanu încă de la margine respinge Tănase, o face până la Kindriș. Kindriș, șutul lui Kindriș puțin pe lângă poartă.
Teuț în duel cu Burlă, pune corpul Bogdan Burlă, e fault făcut de Artur Teuț. Evident, nemulțumiți arădenii sunt fragmentările jocului care nu convin formației gazdă și din acest motiv atât Burlă cât și Dumitru Copil au o reacție vehementă la adresa asistentului Alexandru Vodă. Acesta a oprit construcția arădeană. Copil. Până la urmă recuperează timișorenii. Burlă atent la această degajare. E un fault făcut asupra lui Ionuț Stănase de același Artur Teuț. Lovitura liberă periculoasă din partea stângă atacului arădean Dumitru Copil. Dumitru Copil, centrale pe colțul lung și încearcă să rea spre poartă puțin pe lângă, a trecut pe sub minge și Curtu Iuș, venit din spate și Richard Filaret. În imagine acum, fundașul central, iată execuția. Doi arădeni trec pe lângă această centrare a lui Dumitru Copil. Bătut Gacos. Andor oprit, mingea rămâne în teren și e posesie pentru Poli. A ieșit și soarele la Arad. Noroiul rămâne. Tănase și e un fault aici făcut de către arădeni. Petre a fost cel care l-a faultat pe Constantinescu. Degajarea lui Taub. David blocat de birou. Și e posesie pentru Poli. Iată-l pe Laurențiu Roșu. Evident îngândurat. Timpul se scurge în favoarea timișorenilor în aceste momente. Decajează Bilia, o face până la Tănase. Tănase scapă mingea în afara terenului. Tănase s-a complicat destul de mult. Nu e nevoie de artificii pe un asemenea teren. Decajează Tănase doar până la Bilia. Burlă. Momentul în care mingea nu mai poate fi controlată, sunt ia o zonă în zona centrală a terenului, acolo unde s-a disputat în permanență această partidă. Mingi de 2-3 metri care se opresc în mol. Andor trece pe sub minge, scapă în afara terenului Curtu Iuș balonul și va fi posesie din colțul căreului de 6 metri. Da. Minge scăpată de Curtu Iuș, iată de ce e frumos fotbalul. O echipă venită din Liga 3-a, împotriva unei formații ce a luptat ce a tras la promovare sezonul trecut. Poli conduce aici la Arad în pofida tuturor vicisitudinilor. Reușește să facă un match bun. Ultima schimbare la UTA.
Iese de pe teren Ionuț Stănase și în locul său intră Darius Covaci. Un jucător cu profil ofensiv, mai ofensiv decât Tănase, acest Darius Covaci, mai puternic, mai proaspăt, încearcă să forțeze la Laurențiu Roșu ofensiva. Vârtuiu nu reușește să treacă de Telescu, scăpa singur Curtuiu și spre poartă, erau doi oameni ai arădenilor în careu, plus Cristianul în spatele său. Însă intervenție importantă pentru Laurențiu Telescu. Carol Taub cere sprijin, câștigă secundă importantă Carol Taub. Pierde însă din jurenii posesia. E nevoie și de noroc pentru a câștiga puncte. Am văzut și acea repetare a penaltiului. Iată pe Blănaru, e în careu. Blănaru e oprit acolo de către Alexandru David. E a doua oară când Alexandru David îl oprește pe Ștefan Blănaru. Iată, trece ușor de Alin Gligor și face mingea pe piciorul drept. Nu apucă să trimită spre poartă. O nouă lovitură de colț. Steaguri aruncate din tribune. Mădălin Stancu. Evident, se oprește. Mai apar și semințele, sâmburi de semințe aruncați din tribune. E greu de executat aceste faze fixe, până la urmă se liniștesc și suporterii. Acuză acum că a fost scuipat. Iată, Dumitru Copil se duce lângă el. În evident, suporterii nemulțumiți, însă o asemenea distanță a suporterilor față de teren e una obișnuită în Anglia și nu se întâmplă asemenea lucru. Evident, arădenii nemulțumiți și de scor. Execuție slabă a lui Stancu, șutul lui Birău, un șut slab. Grăbit Telescu să revină în apărare. Respinge Bilia. Constantinescu din fața lui Copil și acum o minge în cross a lui Burlă. Ajunge până la Alexandru David, care a cărui centrare e blocată. Lovitură de colț pentru Uta, cade Birău. Probleme musculare pentru Daniel Birău. Efort colosal făcut de jucătorii celor două formații pe un asemenea teren. Birău evident rămâne întins pe gazon pentru a câștiga secundele. Nemulțumit Dumitru Copil. Cu siguranță arădenii și-ar dori să piardă împotriva celor de la, dau nume la întâmplare, celor de la Juventus București cu 10-0 și n-ar fi o asemenea problemă decât acest 1-0 împotriva celor de la Poli. E meciul anului, cam asta au declarat ambele părți implicate, atât antrenorul celor de la Poli, Sorin Brândescu. E un meci pe care să ni-l amintim peste ani. De partea cealaltă, Galeria Arădeană a făcut o vizită la antrenamentul de vineri a trupei pregătite de la Laurențiu Roșu și spuneam că să facem tot posibilul pentru a câștiga acest meci. Teuț, Bădăuță, faultat de Dumitru Copil. Cam așa a fost și la faza penaltiului, acea intervenție făcută de Bilia. O înlocuire
Birău este înlocuit în acest moment de Branimir Stefanović. Stefanović, fundaș de meserie, probabil va juca undeva în fața apărătorilor. Covaci ridică mingea pentru această execuție perfectă a lui Gligor. Andor Barego! Cristi Andor reușește să restabilească egalitatea. Noroarul celor de la UTA. Totul a plecat de la acea pasă a lui Alin Gligor, o diagonală de 30 de metri. Preluare perfectă a lui Cristi Andor și cu 2 minute înainte de final, iată minge ridicată de Kovac. Din prima, Gligor, o diagonală ce îl găsește singur pe Andor și din afara supravegherii pe deasă găsește colțul lung, bară gol Cristi Andor. UTA Poli, 1-1. Și vedem reacția arădenilor care sunt pe val, încearcă să dea lovitura pe final de meci. Andor din prima pentru urcarea lui Petre. Iese însă la limita suprafeței de pedeapsă Marcos Gacoș, care prinde fără niciun fel de probleme. Degajarea lui Stefanović, minge preluată de Burlă, trimisă în față la bătaie. Iese din nou grecul și prinde. Au ratat un penalti. Arădenii au reușit să restabilească egalitatea cu 2 minute înainte de final. Kindriș pentru Petre. A plecat Kovac. Face preluarea Kovac, să vedem continuarea acestui blocat. Stefanović reușește să treacă de Dumitru Copil. 4 contra 4 la această fază. Stefanović lovește în noroi. E un fault acolo făcut de către arădeni. Carol Taub doborât de autorul ultimului gol. 4 minute de prelungire se arată de la margine pentru această partidă. Lovitură liberă la care timișorenii trimit 3 oameni în față. Stancu pentru Bădăuță, nu reușește să ajungă la cea minge Constantinescu. Și acum Kovac. Kovac reușește în prima fază să treacă de Teuț. Rezistă Kovac. Continuarea acestuia pentru Marius Curtuiuș. Și timișorenii încearcă să dea lovitura și ei. Blănarul oprit de Alexandru David. Dumitru Copil. Fault în atac. A doua oară când Cristi Andor dă de pământ cu Carol Taub. Lovitura liberă pe care o execută acum timișorenii. Blănaru rezistă. Blănaru pasă dată pentru Teuț. Vine Burlă. Burlă atacat de Artur Teuț. Burlă trece elegant și acum degajează direct în aut. Motrean de la margine. Cristi Andor se dă în continuare acestuia. Minge pentru Dumitru Copil în duel cu Mădălin Stancu. Blocat Dumitru Copil se grăbește, până la urmă aluncat cu altă minge Alexandru David. Iată-l pe Kindriș. Centrarea lui Kindriș pe colțul lung. Iese Gacoș și prinde
fără niciun fel de probleme. Minge înaltă, un portar foarte înalt, Gigacos. Stefanovic sare pe sub minge. Curtuiuș scoate pentru Burlă. Burlă, centrarea lui Burlă slabă. Și acum Stefanovic. Bădăuță urmărește această minge. Până la urmă Grigor a fost cel care a anticipat. Nu avea cum să câștige acest duel Arian Adrian Petre în duel cu Laurențiu Telescu. Offside la Bădăuță, s-a arătat de la margine. Puțin mai mult de un minut până la finalul timpului suplimentar acordat de Orațiu Feșnic. 1-1, un meci ce s-a animat în partea a doua, după ce Timișoara a reușit să deschide scorul prin Blănaru. Un penalti transformat în primă fază de Kindriș, reluat apoi, dar aici iată-l pe Blănaru, de unul singur Blănaru în duel cu omniprezentul Alexandru David, cel care l-a avut în, mai mereu în, în marcaj. Până la urmă Blănaru pierde și Kovaci venit în spate pentru Miron, probabil una din ultimele șanse ale Aradului sau timișorenilor de a ataca poarta. E offside, știa că e în offside, însă a preferat să-și activeze poziția Blănaru pentru a opri jocul. Stancu pentru Stefanovic. Stefanovic greșește execuția, Bădăuță. Și în acest moment se aude fluierul de final, un meci în noroi, un meci în mocirlă, un meci dominat în mare parte de arădeni. Timișorenii au fost cei care au punctat în urma unei faze fixe, apoi timișorenii au punctat, iată golul înscris de Blănaru la acea fază fixă, divierea lui Constantinescu, și apoi arădenii au trecut pe lângă egalare prin penaltiul transformat în prima fază de Kindriș, ratat apoi din cea de-a doua tentativă de același Marius Kindriș. Au reușit să restabilească egalitatea prin acest reușită superbă a lui Cristian Dor pe colțul lung. Ota și Poli termină la egalitate, un derby frumos. Din păcate, suporterii timișoreni nu au ajuns la stadion, au preferat să urmărească meciul de undeva din vecinătate. Eu sunt Vlad Sturz, în numele întregii echipe Digisport Oradea. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Toate cele bune!